Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, să încercăm un nou joc și anume Giant Uprising, unde în mare parte o să ne simțim ca în Attack on Titan, doar că la o scală ceva mai micuță și ceva mai diferită situația, dacă este în felul acesta. Așa că dacă vi se pare interesant, un micuț dacă și ar fi super drăguț din partea voastră. Și hai să vedem noi cu ce se mănâncă jocul ăsta. Să știți că este în Early Access, așa că dacă optimizarea lasă de dorit pe locuri, e din simplu fapt că ăsta este motivul. Și văd că noi ar trebui să ne mișcăm de aici pentru că ocupăm lucruri importante. Bă, grafic vorbind arată super nice. Ce drept, FPS-ul meu este tankat la maxim în momentul de față, după cum se poate observa. Dar cred că trebuie să dăm o leacă pe ceva mai tare jocul, că l-am... Băi, n-ai opțiuni? Oh my god, ok. Să dăm, rămâne super încet. Probabil că nu o să facă gălăgie mai multe, după aia o să vedem ce o să fie. Oh, văd că și putem sprinta totuși. Puțin Eren Jaeger moment. Da, frate, știu să sprintez. Fix asta făceam acum. Ok. Deci în mare parte povestea, din ce am înțeles, pentru că mi-a dat ceva cinematic dubios la început, e că pe vremea când au apărut oamenii giganți erau deja o rasă străveche. Și acum cred că s-au supărat giganții. Ok, deci avem Stomp. Avem Over the Head, avem Block, avem Dodge. Ok, și în mare parte avem de toate. Putem mânca, numai că nu știu ce putem mânca. Activate Rage. Dacă am avea și așa ceva. Mamă, ok. Throwable Objects. Hold up. Approach the target. Stai, ce putem să iau? O, poți să iei astea? Ok, și cum arunci? Oh, shit. Mereu mi-am dorit să fiu un gigant. Wait. Ah, așa funcționează, ok. Ok. Bă, mă gândesc că nu o să finalizeze jocul ăsta, o să fie mult mai interesant. Așa cum e fain, adică mi se pare fain. Ok, obeliscul ăsta te pui să salvezi progresul. Ah, când treci pe lângă el să salvezi progresul, fel de checkpoint, ok, am înțeles. Și dă și mie niște ținte mai gen umane sau ceva de genul ăsta. Ah, uite. Eu ce faceți, bă, urâților? I-a rupt. Oh, cu E ridici ușa. Ok. Ce faceți, băieți? Oh, Vai, săraci de ei. Vai, sărăcuții de ei. Sunt ca niște furnici. Dude, Eren Jaeger moment. Ah, gata, am început să fugă, nu mai am nicio șansă, băieți. Gata, i-am speriat? V-am speriat? Așa tare v-a speriat, mă? Ce să mai rezolve, băieți? S-a terminat distracția cu ei. Ia faceți un loc. Get past the gate. Ok, deschide asta. Cum? Ah. Duh. Wait, what the fuck? Ah, trebuia să fi dat charge. Ah, shit, stai așa. Oh, pârtie. Mamă. Oh, rage mode. Cred că putem da rage mode. Stai un pic. Balea, mă, urâților. Mamă, săraci de ei. Săraci de ei. Șnițel i-am făcut, frate. Șnițel. Stai așa un pic, că mie cred că îmi trebuie de-aia de aruncat și n-avem. Gata, hai că avem acum. Whoop. Nice. Altfel văd că nu funcționează treaba asta. Approach the target. Oh. O, e un tun? Să blocăm? Ațintește foarte prost. LOL. Ațintește foarte prost, man. E o drăguță muzică. A, n-am cum să dau încolo, da. Da, așa că rezolvăm situația. Shut the fuck up!
Pentru secundă am crezut că pornește muzica de Naruto, știi? De Naruto ăla vechi, nu... Mizerii. Oh, ok, putem să mâncăm. Ca bucata asta de carne. Om nom 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 nom. O să iau vaca? Nu mai luăm vaca. Nu mai luăm vaca, e ok. Bă, unde e carnea? Au, cred că erau niște oameni înăuntru. Hai zic, gata. Approach the target. Ah, deci ăla sunt itemele pe care le poți ține în inventar. Ok, am înțeles. Am nevoie de o armă. Oh, Jesus. Ok, au. Bă, urâtule. Ata, am rupt pe băieți. Oh, mi-am luat și noi, ne-am luat și noi damage în sfârșit, eh? Nio. Nio. Oh fuck. Go forward, dude, ăsta e exact ca Eren Yeager. Tata ca e. Doi. Ok. Nio. Oh fuck, nu mai am stamina. Ah, și ăla-i pus aiurea, firarea, în caz că pot să lovesc. Ah, genunchiul meu. Man, faceți loc o țără. Ok. Up. Ești pe bune, gen. Hai că ne-am dat rage mode. Gata. Am nevoie de o armă. Nu mă coace. Ni mori. Gata, fratez. Mai zic ceva. Fără mișto. Mai zic ceva. Nieu. Băi, leu. Bă, destul de fărâni jocul gândit. Adică dacă are și vreo campanie sau ceva nebunie, ar trebui să fie nice, dar poate niște mecanici mai multe ar fi faine. Yo, mi-am găsit un prieten gigant. E Nicu de la Căzănești. Am dat cu piatra în cap. Bă. Rip. Oh, nu. Să nu zici că asta a fost tot. Cum ar fi că asta s-a fost tot demo? I mean, ar avea câțiva giga totuși jocul, că mă aștept să aibă mai mult asta. About bloody time. Getting ready to move. And bring the other one here too. Păi, dar giganții ce săraci nu știu să vorbească. Or I swear on my mother, I'll fucking kill you. Oh. Da, mă, că nu văd nimic aici, văd pietre. Hey, hey, calm down. Don't panic. Get yourself together. Suntem într-o arenă? Sorry I had to climb on you so unceremoniously, but we haven't got all day. Am văzut subterarele sunt cu 7 ani în urmă, gen. Under the arena in Northern Hope to be more precise. The local suzerain throws some kind of blood-ul ăla nebun. On the anniversary of his victory over the rebellion. And lucky us, we get to participate. Fighting as a battle in the arena acum. As one team, you know? So, if we're gonna survive, we had best stick together. For now, the plan is to not get ourselves killed too quickly, and then we'll see. Training hall. Nice of them to want us to be at the top of our game. Time to warm up, big guy. Let's start at the first dummy and give him a good hit. And what? By the way, what do they call you? Nice to meet you. Ce? Au, trebuie să blocăm. Stai, care era blocul? Jesus. Ok, nu prea a funcționat cum voiam eu, dar să zicem. Ok, big fella. Time to test your aim. I mean, nu e așa greu. Dă-i! Bun. Mâncare.
Splendid. Judging by the shouts outside. Oh, cred că trebuie să intrăm în arenă. We have a date with the goddess of fate. All right, my big friend. This will be a debut for both you and me. Wow, this is smart, Camine. Perhaps we'll win our freedom and get out of this alive. Okay? Ha. Ok, asta e interesant. Ia, hai să ieșim afară să vedem. At the end of our games, we have one last attraction for you. For your amusement and the amusement of our noble guest. You will witness the fight of a savage giant of the wilderness, mounted by a rider from the barbaric tribes. Well, well. Ce intrare de-a făcut. Ai uitat-și pe ăsta pomorul nostru. He's one nasty fucker and a cruel sadist to boot. And his guest is Governor Ventress, Imperial Overlord of the province. Wonder why he's here. Rumor has it they can't stand each other. Oh, ne batem cu ăsta? Oh. Stai frate că trebuie să-l duc undeva, nu? Lejer. Dude, vreau să... Mamă, eram cât pe acest să-l pognesc pe ăsta, gata frate. Spartan Rage. Gata, frate. Easy, dude. Nu a fost buge, băieți, să-l mai pune și pe omulețul ăla înapoi pe urmă gigant. Oh. What the fuck? Bă, dar starea armură e puțin cam aiurea. Poate chiar nu simte durere. Credeți destul de easy combat-ul. Pentru că e atât de încet ca animații. Pe vibe acolo îl băteam. Aoleu, încă unul. S-a rângut cu pietre după mine. A, nu stați eu. Am animațiile alea forță. Ah! Animațiile alea forță, man. Gata, și dacă trebuie să evadăm. A, de ce are fel în story mode? Faceți loc uriților. Acum. Ar fi așa simplu. Valea, bă! O, Doamne. A, bă, pe bune. Niau, pârtie.
Nice! Dude, ce dubios se oprește fiecare misiune să mă bată mama dacă nu. Deci e tot de section. Pic! Gata! Ai terminat! Jordan! Idiots! They let them escape from our arena in the middle of the day. Supărat e. Fools, traitors! Yes, it is a conspiracy. Oh, shit. I will find those responsible. Conspirație. Heads will roll. I get the impression that this incident wasn't a staged event. Huh? Temporary inconveniences. I have the situation under control. I certainly hope so. Tot iară s-a dus subtitrarea în 7 dimensiuni. I'm not in the habit of dealing with incompetent people. Dar stau să ascult că nu pot să citesc. Careful how you address me, Governor. I'm an Imperial suzerain, not your. Da, las. E mai frustrant să stau să văd scrisul și toate alea așa. Dar boys, cam start-o pe acest video cu Giant Uprising, un joc care are o idee destul de interesantă pe care nu prea cred că am întâlnit-o până acum în vreun joc pe care l-am jucat. Și cred că dacă ar avea mai mult buget și mai mult timp să se ocupe de el, cred că ar putea să iasă un joc chiar destul de mișto. Pentru că voice acting e acolo, ideea e acolo, mecanica de bază e acolo, dar cred că dacă l-ar face o leacă mai finisat, cred că ar fi destul de practic. Dar overall, e un joc destul de fain. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați like, subscribe și așa comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!